Astăzi, dis de dimineață, în jurul orei 9, pe strada Coșu din Zalău, în fața la oficiul de cadastru, a avut loc un accident rutier. Un bărbat care conducea un autoturism marca Dacia MCV de culoare albă cu numărul de înmatriculare Sălaj 04 SLV a lovit în plin o femeie de 68 de ani care a trecut strada în fugă fără să se asigure prin loc nepermis și nesemnalizat corespunzător. În urma impactului, femeia a fost proiectată pe carosabil la câțiva metri de autoturism. Femeia a suferit grave leziuni la cap, urme de sânge erau vizibile pe carosabil. O ambulanță a sosit rapid la fața locului, a acordat primul ajutor și a transportat victima la spital. Sus venea o mașină, nu m-am văzut că zboară pe mașină. Era o femeie în vârstă sau? Da. În jur de 60-70. Deci v-a intrat efectiv... În plin, a zburat pe mașină, nici n-am apucat să frânești. Era fugea? Da, foarte tare fugea. Era conștientă când a luat-o ambulanță? Da. Vreau să sunați și la 112? Da.